Motoul acestei zile îl descoperim în Roman, capitolul 12, cu versetul 21. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine. Acesta este un mesaj de încurajare. Îmi și imaginez eventual o luptă, când unul dintre cei doi e gata să pice la pământ și cineva strigă, nu te lăsa biruit. Sau îmi imaginez un maraton, atunci când alergătorul e gata să renunțe și cineva îi strigă, nu te lăsa biruit. Nu știu care este situația ta astăzi, dar știu că suntem într-o luptă. O luptă cu dușmani care uneori sunt în exteriorul nostru. Și întâlnim la fiecare pas. Suntem într-o luptă și aceasta este cea mai grea de dus cu interiorul nostru, cu dușmanii care se află în interiorul nostru. Și te trezești uneori că faci ceea ce nu vrei să faci. Că te lupți cu adicții de care ai vrea să scapi, dar nu poți. Și îți dai seama că uneori cel mai mare dușman ești chiar tu. Nu te lăsa biruit, ci învinge răul prin bine. Poate că în această dimineață te întrebi și vă întrebați, cum aș putea să privesc binele? Cum aș putea să văd binele? Pentru că în jurul meu e numai rău. Sunt înconjurat de oameni răi, de acțiuni rele. Toată lumea caută numai propriul interes. Cum aș putea să descoper binele? Mântuitorul ne-a lăsat un psalm. Și vă invit să deschidem Scriptura în psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta. Masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Domnul este păstorul meu. Și pentru că Domnul este păstorul meu, înseamnă că nu voi duce lipsă. Este o promisiune pe care El ne-o face astăzi. Și nu vorbește doar de lucrurile exterioare și spune, eu sunt aici și sunt gata să-ți ofer ceea ce tu ai nevoie, atât din punct de vedere al sufletului tău, cât și din punct de vedere fizic. Pentru că eu sunt păstorul tău, sunt gata să te conduc chiar prin valea umbrei morții. Dumnezeu nu spune că va înlătura valea umbrei morții. El spune că dacă vei trece prin valea umbrei morții, El va fi cu tine. Dar nu știu dacă ați remarcat și vreau să ne îndreptăm astăzi privirea asupra ceea ce El spune și anume că îți va întinde o masă în fața potrivnicilor voștri. Iisus Hristos te invită la masă. Vrei să vii la masă? Iisus Hristos te invită la masă. Ia loc, te rog. Și atunci când El vorbește despre masă, nu vorbește despre o masă oarecare. Vorbește despre un festin. De azi dimineață mă uit. Aș fi mâncat totul de aici. Și El spune
Eu, pentru că sunt păstorul tău, te chem și îți întind o masă chiar atunci când treci prin Valea Umbrei Morții și te invit să mănânci. Servește! Dar această masă are două locuri. Unul este pentru tine și celălalt loc, spune Hristos, este pentru mine. Pentru că eu vreau să mănânc cu tine, vreau să stau la masă cu tine, vreau să ne bucurăm de tot acest festiv. Când? Nu cândva. Mulți așteaptă, a, ce bine o să fie în ceruri. Câtă bogăție, câte roade bogate vom avea în ceruri. Nu, Mântuitorul vine și spune, când ieși prin Valea Umbrei Morții, în fața vrăjmașilor tăi, eu îți întind o masă pentru că vreau ca tu și cu mine să cinem împreună. Asta nu înseamnă că ei sunt vrăjmașii tăi astăzi, doar de dragul ilustrației. Iisus te cheamă la masă. Și această masă are două locuri, pentru că El vrea să cineze cu tine. Nu înlătură Valea Umbrei Morții, ci în mijlocul ei îți oferă tot ceea ce ai nevoie, mai mult decât ai nevoie. Lecția pe care trebuie să o învățăm astăzi este simplă. Tu poți alege cine să stea la masă cu tine. Pentru că în mijlocul nostru, în jurul acestei mese, citim în 1 Petru, este cineva care dă târcoale, precum, spuneți-mi dumneavoastră, un leu care e gata să prindă. Este vorba de Satana. Și Satana ar da orice să stea la masă cu tine. Și este în puterea ta să alegi cu cine vei lua cina, cu cine vei lua masa. Pentru că Satana caută să găsească un loc liber, se așează și începe să șoptească la ureche. Frate Gheorghiță, ați văzut prietenul nostru de aici, din dreapta? Ați văzut că azi dimineață nu v-a salutat? Ați văzut? De ce credeți că nu v-a salutat? Tu l-ai văzut pe fratele Gheorghiță? De când e prezbiter, nu mai salută oamenii. Oare de ce? Cred că are ceva cu tine în mod special. Satana caută locuri libere. Și ar vrea să stea la masă cu tine. Caută scaun și se strecoară. Ce faci? Pot să stau și eu cu tine? Și dacă nu e nimeni acolo, începe o conversație. Și să știți că această conversație de cele mai multe ori se duce în trei direcții. Prima. Nu vei reuși. Ești prea slab. Știu că ai probleme. Te luți pentru familia ta, nu vei reuși. N-ai cu cine. Soția, copiii, nu vei reuși. Știu că ai o adicție în viața ta. Vrei să scapi? Ai încercat de atâtea ori, nu vei reuși. Nu vei putea. Vrei să schimbi ceva în biserică? Nu vei reuși. Dar nu ești tu mai deștept ca toți ceilalți. Stai în banca ta, o să te faci de râs. Nu vei reuși. S-ar putea ca în această dimineață Mântuitorul să spună la urechea ta, nu-l asculta pe cel rău. Pentru că eu spun, poți totul în Hristos care te întărește. Dar tu alegi cine vrei să stea la masa ta, vrei să-L auzi pe Mântuitorul care îți spune, poți totul, vei reuși. Poți să învingi acest păcat din viața ta, poți să te lupți pentru familia ta, poți să depășești situația dezastroasă financiar, poți totul prin mine, sau l-asculți pe dușmanul care vine și spune în această dimineață, nu vei reuși. Cu cine stai la masă?
A doua direcție în care cel rău va spune, știi, tu nu ești suficient de bun. Cine te crezi? Uite-te puțin la tine, uite, dacă te compar cu oricine de aici, mie mi-ar fi și rușine să vin la biserică. Nu e suficient de bun. Tu ești un nimeni, un nimeni, ascultă-mă tu. Și de ce te-ar iubi Dumnezeu? Dumnezeu, nici măcar Dumnezeu nu te mai iubește. S-ar putea ca și tu să auzi în această dimineață această bandă, să-l auzi pe Satana care spune, tu ești un nimeni, nu contezi. Și spune aceste cuvinte celor mici și celor mari, indiferent de vârstă. Pentru că Satana vrea să te facă să nu mai privești la Iisus Hristos care spune, eu am un plan pentru tine. Eu mi-am dat viața pentru tine și pentru că te iubesc, pentru că ești important, chiar dacă ai fi fost singurul om de pe acest pământ, aș fi venit să te salvez pentru că te iubesc. Ce mesaj, ce voce auzi în mintea ta? Ești un nimeni? Sau pentru că atât de mult te-am iubit? Și când îi dai voie Satanei să stea la masa ta, mai există un alt gând. Toată lumea are ceva cu tine. Ai venit cu prietena în dimineața asta aici. I-ai văzut pe cei de la cor cum s-au uitat? I-ai văzut? Uite, și spun cine a comentat despre tine. Și, no. De ce mai vii la biserica asta? Pentru că uite-te cu atenție, uite-te cu atenție. După ce pleci de aici? Dacă tu nu dai mâna cu nimeni, nimeni nu te bagă în seamă. Nimeni nu te bagă, pentru că nici măcar nu observă prezența ta aici. Tu nu contezi. Dacă mori astăzi, nimeni nu observă, nici părinții tăi măcar. Ești plecat de dimineață, vii seara, crezi că lor le pasă de tine? Nu ești important. Ah, și face ravagii gândul ăsta. Și știi de ce? Pentru că dacă eu cred că tu ai ceva cu mine, am și eu ceva cu tine. Și dacă știu că tu vei spune ceva de mine, voi spune eu ceva despre tine mai repede decât să spui tu despre mine. Și se naște conflictul, se naște războiul. Mântuitorul te cheamă la un festiv. Pe cine vei lăsa la masă? Mulțumesc. Cu cine vei cina? Pe cine vei lăsa? Nu da loc vrăjmașului să stea la masa ta. Și Mântuitorul spune că îți va întinde o masă în fața vrăjmașilor tăi. Și lucrul pentru care El îți întinde o masă nu are de-a face cu tine pentru că tu ești bun, și are de-a face cu El. Pentru că Dumnezeu vrea ca ceilalți să observe ce fel de păstor este El. Ca ceilalți să vadă ce fel de Dumnezeu este care îți oferă tot ceea ce ai nevoie. Uitați-vă doar la acest platou. Absolut superb. Tot ceea ce vrei. Zici că ești în paradis. Și momentul în care Dumnezeu te cheamă la masă, nu spune și senzația ta nu va fi următoarea, a, toate sunt pentru mine. Să nu dau la nimeni. Din contră, când Mântuitorul este păstorul tău, tu vei spune, pentru că am suficiente, vreau să împart și celor din jurul meu. Vreau să le ofer. Ce diferență? Doar pentru mine? Sau eu primesc ca să ofer la alții? Ziua recunoștinței te întreabă următorul, are următorul mesaj, ziua de astăzi. Cine stă la masa ta? Nu da loc vrăjmașului. El așteaptă o fisură.
își va face loc între tine și prietenii tăi, între tine și soțul tău sau soția ta, între tine și copiii tăi, între tine și membrii bisericii și va șopti la ureche cuvintele sale. Dar Dumnezeu îți spune, în mijlocul durerii, în mijlocul luptei, eu vreau să stau la masă cu tine. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el și voi cina cu el. Astăzi, Dumnezeu spune, știi ce, fă puțin abstracție de tot ceea ce este în jurul tău. Da, există dușmani, unii reali, alții imaginari. Da, există un război care se duce în tine, dar știi ce? Eu vreau să cinez cu tine. Și vreau să te privesc față în față și tu să mă privești față în față, pentru că asta este tot ceea ce contează. Și dacă se întâmplă lucrul acesta, fericirea și îndurarea vor locui în casa ta, vor locui în cortul tău până la sfârșitul zilelor. Și vei avea o viață frumoasă acum și apoi vei trăi o veșnicie. Ajunge cu mâine, voi fi fericit. Ajunge cu poate că în cer mă voi bucura. Mântuitorul vine și spune, eu am venit pentru ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Și am venit să dau lucrul acesta pentru ca alții, văzând viața ta, să mă cunoască pe mine, spune Dumnezeu. Astăzi este o zi a mulțumirii. Dar în același timp este o zi a întrebării. Este o zi a consacrării. Este o zi în care din nou decidem și alegem pe cine lăsăm la masa noastră. Dacă până acum cel rău este cel care ți-a suflat în ureche, spune, numele lui Iisus Hristos pleacă de la mine. Lasă-L pe Hristos să cineze cu tine, pentru că El ți-a întins o masă bogată. Amin.